Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Ana Stamătescu, coordonatorul acestui program creat de Asociația TechSoup și o să mă tot auziți în cadrul webinarilor. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm, și pe care majoritatea îl știți, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TechSoup Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Microsoft și Google. Peste 2100 de organizații sunt deja înscrise în program. Acesta este cel al treilea webinar din cadrul ediției a doua a Școlii Digitale, care va dura până în luna iulie. Anul trecut am pornit ONG online cu sprijinul Fondului ONG în România, și a cuprins, pe foarte scurt, 11 webinarii online și 6 evenimente offline în țară. Pe site-ul ongonline.techsoup.ro găsiți toate webinarile și resursele din prima ediție. Anul acesta, în cadrul fiecărui webinar, veți primi și o temă. Această temă este opțională, dar recomandată pentru a vă completa experiența dumneavoastră de învățare. Participanții cu o prezență la minim 6 webinarii cu teme făcute vor primi la sfârșit și o diplomă specială. Pentru că anul trecut în toamnă v-am întrebat printr-un chestionar ce webinarii și traininguri despre tehnologie v-ar fi de folos, am aflat că foarte mulți dintre voi ați dori să știți cum să vă promovați mai bine organizația în mediul digital. Așa că am invitat-o pe prietena noastră, Laura Bojincă Moisei, Digital Marketing Specialist la CTRD, să fac o introducere în email marketing, în tehnici de comunicare și bune practici în email marketing. Mai multe despre ea și experiența ei o să vă povestească chiar ea. Dar, înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar va fi înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. După prezentarea Laurei, care o să dureze în jur de 50 de minute, o să citesc întrebările voastre de pe chat din dreapta ecranului pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Laura, când vrei, poți începe. Bună seara, sunt Laura Bojincă Moisei de la Control D. Sunt pe fir și chiar acum facem transferul de ecran. Va mai dura două momente până când vom intra online. Okay. Bine v-am găsit la acest webinar. Vom vorbi împreună în următoarea oră despre email marketing. Și în primul rând aș dori să le mulțumesc prietenilor de la Asociația TechSoup România pentru această invitație și pe această cale doresc să-i felicit pentru toate activitățile folositoare pe care le organizează în slujba comunității non-profit din România. Despre webinarul de față, vom vedea în curând primul lui slide. Așa. Este intitulat Email Marketing pentru ONG-uri, beneficii, inspirație și bune practici. În cadrul lui vom vorbi despre ceea ce înseamnă email marketing și de ce este o idee bună să-l practicăm pentru organizația în care activăm. Vom trece în revistă câteva bune practici în crearea listelor de email marketing. Vom explora și tehnici de comunicare pentru campaniile de e-mail. Apoi vom arunca un ochi pe câteva exemple de newsletter-uri pe care alte organizații non-profit din lume le folosesc în promovare.
După aceea, pe scurt, vom explora câteva principii de scriere și de formatare a newsletterurilor noastre și vom vedea cum putem măsura succesul acțiunii de email marketing pe care o întreprindem. Mai exact, care sunt metricile și indicatorii de performanță pe care îi folosim cel mai adesea. În final, am să vă las cu câteva instrumente și resurse pentru referință mai târziu, ca să vă ajute să vă îmbogățiți inspirația în ceea ce privește email marketing. Ok, sper că la finalul webinarului concluzia va fi că veți ști cum să construiți nu doar un newsletter individual, ci o întreagă campanie de promovare a organizației prin email marketing și sunt sigură că veți privi cu alți ochi, cred că mai critici, newsletterurile pe care și dumneavoastră le primiți. Ok, să începem. În primul și în primul rând, ce înseamnă email marketing și care sunt beneficiile sale pentru un ONG? Acum, interesantă este viziunea despre email marketing ca un canal de marketing ușor depășit. Într-adevăr, poate că mulți dintre noi ne gândim că ultima dată când am auzit despre email marketing era în 2000-toamnă. Ce mai căutăm să vorbim în 2017 despre acesta când sunt atâtea alte căi de promovare mult mai interesante și mult mai pe val, cum ar fi social media, video, realitatea augmentată și așa mai departe, diversi termeni care se tot întâlnesc în marketing. Ei bine, într-adevăr, email marketingul pare învechit, este oarecum bunicul familiei numite online marketing, dacă vreți, dacă putem să spunem că social media este, de exemplu, tânăra vedetă încă. Însă, e-mailul este la fel de eficient și astăzi, precum era în zorii internetului și este folosit foarte intens, atât în lumea comercială, cât și în lumea non-profiturilor. E-mailul completează fericit mixul de marketing online și face parte cu succes din strategia digitală mai largă a unei ONG, care poate să cuprindă și site-ul sau blogul organizației, paginile de social media, reclame online, de exemplu prin Google AdWords sau prin Facebook Ads, prezența pe forumuri și în comunități online și așa mai departe, știți dumneavoastră mai bine despre ele. Numeroase ONG-uri se concentrează strict pe email marketing ca și canal de comunicare și promovare, trebuie să știți. De ce se întâmplă asta? Pentru că email marketingul oferă câțiva ași în mânecă. În primul rând, este un mediu universal de comunicare online. Indiferent de vârstă sau de proveniență socială, oricine are internet este cel mai probabil că deține și o adresă de e-mail. Deci, tineri sau vârstnici din mediul urban sau din mediul rural, cu toții folosim e-mailul și așadar organizația noastră prin e-mail poate să își asigure comunicarea cu categorii de vârstă care sunt mai puțin active pe social media, de exemplu, dar care dețin această adresă de mail. O statistică Eurostat spune că încă din 2014, cel puțin 44% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană foloseau regulat e-mail. Apoi, email marketingul este o modalitate de promovare extrem de convenabilă ca preț pentru organizații sau chiar gratuită și cu profitabilitate maximă. Este o modalitate prin care putem să creștem și să ne extindem. Apoi, e-mailul este extrem de ușor de folosit, iar o campanie de aceasta este foarte simplu de pus în practică, după cum vom vedea puțin mai târziu. Necesită minimum de mijloace și e rapid de înfăptuit. Colectăm adresele, realizăm design-ul, scriem conținutul și trimitem propriu-zis newsletter-ul. Un factor foarte important, un avantaj, este că email marketingul este și o bună sursă de trafic pentru site-ul pe care îl deținem. Spre exemplu, dacă avem un blog sau un site de prezentare a organizației în care activăm, putem să trimitem vizitatori, oameni, pe diverse pagini ca să exploreze conținutul nostru prin mesajele de email marketing pe care le trimitem. Apoi, nu în ultimul rând, email marketingul este foarte favorabil conținutului promoțional.
Aceasta trebuie să știți că este spre deosebire de rețelele sociale, unde fapt este că utilizatorii și-au cam dezvoltat acel banner blindness în engleză, adică imunitatea față de reclame. O statistică de la Exact Target ne spune cât de mare este cuprinderea sferei e-mail și ne dă un argument în plus pentru care ar fi bine să facem e-mail marketing. 91% dintre utilizatorii de internet își verifică e-mailul cel puțin o dată pe zi, de pe telefon sau de pe desktop. Așadar, email marketingul ne asigură o comunicare quasi instantanee cu publicul nostru. Și trecem la definiția acestei activități. Email marketing înseamnă comunicarea cu publicul prin intermediul e-mailului, cu scopul de a consolida comunitatea, de a crește nivelul de încredere față de organizație și de a-ți promova produsele, serviciile sau misiuni. Prin intermediul e-mailului se pot trimite mesaje informative, promoționale, de solicitarea unor donații sau de încurajare a voluntariatului pentru o cauză. Și în continuare avem o mică întrebare. După părerea dumneavoastră, cu cine poate un ONG să comunice prin email marketing? Deci cine reprezintă acest public căruia ne adresăm? A. Simpatizanții cauzei și susținătorii organizației. B. Mass media. C. Beneficiarii programelor pe care desfășoară ONG-ul. Sau D. Toate variantele de mai sus. Vă rugăm să alegeți răspunsul care vi se pare cel mai potrivit. Este posibilă o singură variantă de răspuns. În câteva secunde vom dezvălui și adevărul despre răspunsul la această întrebare și vom trece mai departe spre obiectivele oricărei strategii de email marketing. Ok. Se pare că dumneavoastră sunteți deja versați în ce ține de teritoriul acesta, deci răspunsul corect este într-adevăr varianta D. Varianta D este cea valabilă, deși într-adevăr cu beneficiarii mai rar se comunică prin e-mail, mai ales dacă este vorba de organizații cu misiune orientată spre categorii sociale defavorizate. Însă rămâne o modalitate de a comunica cu oricare dintre publicurile mai sus menționate. Okay. Care sunt obiectivele generale ale oricărei strategii de email marketing? Vom trece pe scurt prin ele, nu am să vă obosesc cu prea multă teorie, doar să știți cam ce puteți obține particularizat pentru organizația dumneavoastră. Sunt două obiective generale pentru email, și anume crearea imaginii de marcă a organizației și consolidarea ei, deci așa numitul brand awareness, în alt termen englezesc, adică informarea publicului pentru a se ajunge la conștientizarea existenței organizației, pe de-o parte, și a misiunii sau cauzei sociale pe care o reprezintă, pe de altă parte. Iar al doilea obiectiv mare este răspunsul direct, adică provocarea unei acțiuni din partea publicului, donația, participarea la un eveniment sau înscrierea ca voluntar. Obiective mai specifice lumii ONG care se pot atinge în mod eficient prin email marketing sunt acestea trei. Obiectivul informativ, adică comunicarea cu susținătorii, stabilirea și păstrarea relațiilor cu ei, managementul comunității, atragerea și păstrarea donatorilor. Obiectivul tranzacțional este generarea de donații online și obiectiv operațional, mai exact, recrutarea de voluntari. Triada de bază în email marketing, deci trei tipuri de concepte care apar și domină ideea de relație între ONG și public prin email marketing. Acestea se întrepătrund și se susțin reciproc. Unul este crearea de relații. Uh,
scopul de a construi o familiaritate și o coeziune cu publicul nostru. Urmează generarea implicării, pentru că, după cum știm, relațiile importante și de durată cu publicul nu sunt construite neapărat pe tranzacții, cum ar fi pe generarea de donații, ci sunt stimulate prin implicare și prin interacțiune, adică engagement. Și al treilea concept este dialogul. Instrumentele digitale pe care noi le avem la dispoziție nu sunt doar căi de a monologa, să zicem, către un public fictiv, ci sunt modalități prin care putem înțelege mai bine cine este cu adevărat acel public și ce contează pentru el, cât și ca să construim căi de a lucra împreună pentru schimbare. Deci dialogul este cuvântul de ordine. Și trecem la o nouă întrebare. Ce înseamnă, după părerea dumneavoastră, opt-in? Este un concept dominant în email marketing despre care vom vorbi mai pe larg în curând. Tot așa este întrebare cu alegere simplă, singură variantă de răspunse posibilă și dintre acestea trei vă rugăm să selectați cea care vi se pare cea mai simpatică. Deci avem A, o formă de comunicare vizuală bazată pe galerii de imagini, B, acordul expres al unei persoane de a primi mesaje de marketing și C, blocarea reclamelor online cu ajutorul unei aplicații instalate în browser. Ok. Mă așteptăm două momente. Da. Dintre dumneavoastră, majoritatea a optat pentru acordul expres al unei persoane de a primi mesaje de marketing și aveți mare dreptate. Ok. Definim de acum termenii cu care lucrăm și, bineînțeles, prima definiție, cea mai importantă, este aceea pe care ați și dat-o pentru opt-in. Reprezintă acțiunea de abonare la campaniile de email marketing ale unei organizații, sau mărci. Vă mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră, sunteți bine ancorați în realitate. Așa, opt-in-ul reprezintă exprimarea directă a consimțământului celui care deține o adresă de email pentru a primi mesajul de marketing la care s-a abonat. Opt-in-ul poate să fie în practică format din un singur pas sau din doi pași. Cel unic înseamnă înscrierea prin introducerea datelor de contact, adică în principiu adrese de e-mail, într-un formular de abonare la newsletter, iar opt-in-ul dublu adaugă un pas de confirmare prin e-mail a abonării, pentru ca entitatea organizației să fie 100% convinsă că primitorul și-a dat acordul pentru primirea mesajului de marketing. După opt-in, marketerul poate continua să trimită mesaje către acea adresă câtă vreme posesorul nu se dezabonează, iar dezabonarea reprezintă opt-out-ul. Uneori, acest termen de opt-in se folosește și pentru a desemna formularul acela de înscriere la newsletter, deci este vehiculul acțiunii de abonare. Am menționat doar ca să puteți să identificați corect dacă vă întâlniți cu termenul prin literatura din limba engleză. Ok. Al doilea termen important despre care vorbim este newsletterul. Înseamnă buletin informativ online, bineînțeles. Poate lua foarte multe forme și este vehiculul de existență al email marketingului. Materialul online care se trimite pe mail către lista de abonați ai organizației. Newsletterul poate conține diverse tipuri de media sau de text. Mai departe, listele de email marketing înseamnă colecțiile de adrese de email și pot fi și alte date de identificare asociatelor, cum ar fi nume, prenume sau o preferință de conținut ale persoanelor, către care se trimit mesaje de email marketing. Clientul de email este un termen împrumutat din limba engleză și înseamnă aplicația ce găzduiește căsuța de e-mail unde primim corespondența electronică. De exemplu, Gmail, Outlook, Mozilla Thunderbird și așa mai departe. Un termen cheie, de asemenea, în email marketing, de care trebuie să ne referim, bineînțeles, este spam.
Spam-ul înseamnă, în sens larg, orice e-mail nesolicitat și cu conținut supărător sau ofensiv. În sens strict, reprezintă acele e-mail-uri care au trei caracteristici. Sunt odată anonime, adresa și identitatea expeditorului rămân nemenționate, trimise în masă și nesolicitate. Acum, de spam trebuie să ne ferim. Bineînțeles că încercăm să-l blocăm ca primitori în toate felurile, dar trebuie să știm anumite reguli ca să nu riscăm să ne transformăm în trimițători de astfel de mesaje nedorite. Pentru că expeditorii de mesaje spam ajung să fie de obicei în scurt timp banați de serverele de e-mail, astfel încât să nu mai poată trimite mail-uri. Clienții de mail au de obicei anumite filtre care rețin automat mesajele considerate spam după diverse caracteristici cheie. De asemenea, există și opțiunea manuală, deci destinatarul poate să marcheze el însuși un mesaj ca fiind spam. Un newsletter, oricât de legitim, poate risca să cadă în așa numitele curse de spam dacă trezește anumite suspiciuni prin neîndeplinirea unor condiții despre care vom vorbi puțin mai târziu. Platformele de email marketing, al doilea termen din dreapta, este conceptul prin care înțelegem serviciile online cu ajutorul cărora gestionăm listele de e-mail. Ele permit diverse facilități utile nouă, cum ar fi vizualizarea abonărilor, dezabonărilor, situația deschiderilor și bounce-urilor, adică adreselor care au respins mesajul de mail. Prin intermediul platformelor concepem campaniile, creăm efectiv newsletter-ul și îl trimitem către destinatari. Aici aveți câteva exemple de platforme foarte populare de email marketing. Cea pe care o preferăm și noi la control de este MailChimp, care conține un plan gratuit până la 12.000 de e-mail-uri trimise lunar. Ar mai fi apoi și Campaign Monitor, ar mai fi GetResponse și mai sunt o sumedenie de alte variante după preferințe. Cam toate oferă anumite opțiuni de bază, cum ar fi acelea pe care le-am enumerat mai sus, conceperea de campanii, întreținerea de liste și trimiterea de newsletter-uri. De asemenea, platformele permit măsurarea rezultatelor campaniilor și raportarea pe baza lor. În continuare, încă doi termeni și cu aceasta am încheiat aici. Open rate și click-through rate. La ce se referă ei? Sunt două metrici foarte importante care ne indică succesul campaniilor noastre de email marketing. Open rate-ul este rata de deschidere a newsletter-ului și se calculează prin formula deschideri supra destinatari ori 100. Iar click-through rate este rata de click pe un link din conținutul e-mail-urilor. Calculul se face obținând raportul dintre numărul de persoane care au dat click împărțit la numărul de adrese care au primit newsletter-ul, ori 100 pentru a primi un rezultat procentual. Cum aflăm câte persoane dau click? Aceasta este în seama platformei de email marketing pe care o folosim. Ei înregistrează prin anumite softuri toate aceste acțiuni pe care destinatarii noștri le fac și ne raportează despre ele. Mai departe vorbim puțin despre bune practici în crearea listelor de email marketing. Esența email marketingului este o bază de date sau o listă de abonați către care putem trimite newsletter-ul. Scopul este ca, în primul rând, lista, bineînțeles, să fie cât mai mare, pentru ca noi să avem un impact cât mai amplu în comunitate. Acum, pot spune că mai important chiar decât dimensiunile generoase ale listei, este ca ea să fie creată pe baza unui opt-in, deci cu acceptul persoanelor înscrise, apoi să fie actuală, deci să nu conțină adrese abandonate sau scoase din uz. Și să fie curată, să nu aibă greșeli de ortografie, să nu aibă adrese incomplet scrise și așa mai departe. Se poate întâmpla atunci când persoanele se abonează din viteză. De crearea listelor de email marketing într-un mod corect și de calitatea lor, putem spune că depinde în mare măsură succesul campaniilor noastre ulterioare. De regulă, această statistică se aplică atât lumii comerciale cât și lumii ONG. Orice listă de email marketing se degradează în proporție de
23% pe an în medie. Este o statistică destul de tristă, dar reală și care ne spune că trebuie să muncim constant pentru a ne îmbogăți lista, pentru că dacă nu, riscăm ca în câțiva ani ea pur și simplu să dispară. Oamenii își abandonează adresele vechi, își creează altele. De asemenea, e posibil să-și schimbe preferințele de conținut și să nu mai dorească să primească acele mesaje la care s-au înscris acum mult timp. Și de aceea este bine să avem grijă de lista noastră, să o actualizăm periodic, să întrebăm pe abonați ce mai preferă, dacă mai sunt acolo, și să încercăm pe cât posibil să aducem noi abonați pe listă. Câteva sfaturi pentru crearea unei liste bune. În primul rând, faceți branding bun, corect și autentic pe site, pe rețelele sociale, în manifestările offline, cum ar fi evenimentele și așa mai departe. Deci, o reprezentare bună a organizației, o imagine corectă și puternică va duce la dorința publicului de a se și abona pentru a primi newsletter-ul. User experience-ul de pe site, despre care a fost vorba într-un webinar anterior al școlii ONG, este foarte important de asemenea. Mare atenție la felul în care ne construim site-ul, în așa fel încât să fie ușor de folosit și să conducă vizitatorii înspre butonul de abonare la newsletter, dacă aceasta este ceea ce ne dorim, să ne creștem lista. În privința volumului, întotdeauna e mai bine să avem o listă de calitate decât una foarte întinsă cantitativ. Mai bine o listă relativ scurtă, dar cu oameni chiar interesați de cauza dumneavoastră, decât o listă foarte extinsă, dar formată din persoane care nu cunosc decât vag despre organizație și care nu s-au mai întâlnit cu ea în mediul online. Bineînțeles, nu pot accentua mai mult, este bine să obținem permisiunea întotdeauna prin opt-in simplu sau dublu la înscriere. Important, și am marcat aceasta cu culoare distinctivă, nu se cumpără liste sub nicio formă. Nu neapărat v-ați fi întâlnit sau urmează să vă întâlniți cu ispita de a cumpăra liste, însă este bine de menționat, pentru că este o tactică ce încă e prezentă în mediul online, din păcate. Sunt diverse afaceri construite pe vânzarea de liste de e-mail, nediferențiate și, bineînțeles, fără opt-in. Utilizarea aceasta a listelor procurate de la terțe părți poate să fie tentantă din perspectiva faptului că sunt mari, aduc consistență. Însă omite etapa de exprimare a consimțământului, ceea ce înseamnă că destinatarii nu sunt interesați de conținutul pe care îl trimitem. Și aceasta duce în cele mai multe situații la reclamații pentru spamming, care, după cum spuneam, în caz extrem pot atrage chiar banarea serverului de mail, și o altă consecință nedorită este o performanță slabă a campaniilor de email marketing. Pe acele liste procurate pot să apară multe adrese respinse, adrese vechi sau incorrecte, multe dezabonări pot apărea și așa mai departe. Repet, cel mai bine este să construiți listele organic, adică pas cu pas, de la sine, prin forțe proprii. Chiar dacă folosiți stimulente, puteți să le introduceți, de exemplu, puteți promite publicului că dacă se abonează vor avea acces la conținut exclusiv sau la diverse promoții, toate acestea sunt indicate și sunt ok. Dar ele reprezintă o tranzacție simbolică, nu o plată efectivă per contact, ca în cazul cumpărării de liste. Ok. Și al doilea nune pe lista de azi, nu reciclăm. Nu reciclăm liste fără permisiunea abonaților, adică nu folosim liste vechi construite într-un anume scop pentru un al doilea scop străin de cel la care oamenii s-au abonat. Spre exemplu, dacă oamenii au dorit noutăți despre misiunea organizației și nu s-au abonat, spre exemplu, la acces la diverse promoții, nu vom începe să le trimitem mesaje de acel tip decât dacă i-am întrebat înainte și le-am cerut acordul pe care și l-au exprimat. Ok.
Aici intervine noțiunea de bază din email marketing și despre care doresc să discutăm mai mult astăzi, permission marketing. Este marketingul bazat pe permisiune, o noțiune introdusă de Seth Godin, care reprezintă de fapt un fel de cod al onoarei, format din încrederea câștigată de organizație prin adecvare și prin coerența mesajului transmis către public. Permission marketingul implică trimiterea de mesaje numai cu opt-in, către persoanele care și-au exprimat în mod direct acordul de a primi materiale de marketing și este opusul marketingului bazat pe întrerupere. Marketingul permisiunii este anticipat, adică oamenii se așteaptă să audă vești de la dumneavoastră, este individual, adică personalizat, adresat direct fiecărui individ și este relevant pentru el. Omul primește ceea ce îl interesează. Repetăm, dacă utilizatorul nu a făcut opt-in, nu îi trimite newsletter, chiar dacă deținem într-un fel sau altul adresa lui de e-mail. De ce? Pentru că există riscul de spam. Ok. Care ar fi căile de creare, totuși, a listelor de e-mail în acord cu principiile marketingului bazat pe permisiune? Sunt multe, în funcție de posibilități și de canalele online pe care le deține organizația dumneavoastră. Cel mai adesea se folosește câte un formular de abonare pe site, deci totul începe de la un buton de abonare care duce la o fereastră sau la o pagină dedicată, unde se solicită adresa de e-mail și, după caz, diverse alte informații abonatului. Mai putem avea formulare de abonare pe profilurile sociale, spre exemplu, un element de meniu pe pagina de Facebook a organizației sau un link în descrierea clipurilor de pe YouTube. Putem stimula înscrierile prin opțiunea de forward to a friend, deci trimite mai departe acest newsletter unui prieten, care să apară în corpul mesajului de email marketing și să încurajeze pe primitor să trimită cunoscuților acel newsletter. De asemenea, dacă aveți evenimente offline pe care le organizați sau parteneriate cu alte ONG-uri, puteți să profitați de moment pentru a vă îmbogăți și lista de email marketing. Spre exemplu, dacă realizați un consens de a pune la oaltă cu un alt ONG listele de mail. Bineînțeles, cu mare grijă pentru a nu încălca principiile permission marketingului. Și de această dată, opt-in-ul este necesar. Dacă alegeți să trimiteți acelor liste obținute în parteneriat, conținut despre organizația dumneavoastră în legătură cu care primitorii nu fusese anunțați înainte. Unele dintre aceste modalități sunt și căi pasive de a vă îmbogăți listele constant. Deci plasați un formular de înscriere fie pe site, fie pe profilurile sociale și nu mai este necesar să mai acționați în vreun fel pentru a sugera abonarea. Vor veni abonații de la sine pe măsură ce site-ul sau pagina primește trafic. Câteva mici sfaturi la construirea listelor de email marketing, deci la folosirea acestor formulare de abonare. Este bine să utilizați un text foarte scurt alături de formular. Un text centrat pe beneficiul pe care îl vor avea utilizatorii odată ce se înscriu. De exemplu, rămâi la curent cu campaniile noastre prin e-mail, să spun. Apoi, e bine să includeți pe pagina de abonare niște semnale sociale. Ce înseamnă aceasta? Spre exemplu, puteți menționa câți abonați mai există deja în comunitate. De exemplu, alăturați-vă celor peste 1000 de susținători ai noștri. Este util pentru a da ideea că abonatul intră într-o comunitate și oamenii ca ființă gregare întotdeauna vor răspunde pozitiv la acest sentiment. Este bine să nu cereți prea multă informație din partea utilizatorului când se abonează. Un formular lung cam descurajează tendințele de a se înscrie. De obicei, numele și adresa de mail sunt suficiente. Folosiți pe cât posibil un design atrăgător, estetic, al formularului și al paginii în sine și, dacă folosiți fotografii, să fie de calitate.
Stimulente puteți folosi, după cum menționam, pentru a încuraja abonarea, spre exemplu, acces la conținut exclusiv, ori mici atenții acordate abonaților cu ocazia evenimentelor organizații. Întotdeauna atunci când aveți un formular de abonare, este bine ca pe undeva pe aproape să includeți și pagina de termeni și condiții și o politică de confidențialitate. Pentru că trebuie să informăm publicul cum vom folosi datele lor personale pe care ni le-au încredințat. Și anume că nu le vom trece mai departe unor terțe părți fără acordul lor și așa mai departe. Sunt diverse condiții pe care le puteți găsi în surse online. Mai departe, cum întreținem o listă? Vorbeam despre gradul accentuat de degradare care se întâmplă. 23% dintre adrese de regulă nu mai sunt valabile în decurs de un an. Este bine să folosim mesaje de verificare a abonaților periodic. Deci să trimitem câte un îndemn de a-și actualiza preferințele, în general o dată pe an. În fiecare newsletter vom include opțiunea de dezabonare pentru a evita, odată ca mesajul să fie considerat spam, dar și pentru a oferi strict această posibilitate celor care poate au numărit pe liste din greșeală. După verificarea întreprinsă periodic, vom elimina din listă adresele care nu mai corespund. Și, de asemenea, le vom elimina și pe cele care se pare că nu primesc newsletter-ul din punct de vedere tehnic. Aici este, termenul este bounce, cele care dau bounce. Ok. Cu listele de email marketing, traseul este foarte întins și în același timp frumos, pentru că el nu se oprește la simpla construire a listei. Odată ce ați realizat pasul de a abona oamenii, este momentul să și analizați calitativ acea listă, să treceți dincolo de simpla dimensiune a listei, câte persoane sunt abonate și să încercați să-i cunoașteți mai bine pe acești susținători, pentru a putea să le construiți mesaje adecvate în campaniile de mail pe care le veți trimite. Și încercați să răspundeți la următoarele întrebări. Odată, când s-au abonat și pe ce cale au ajuns să facă parte din lista dumneavoastră? Ce li s-a promis la abonare? Adică ce tip de conținut se vor aștepta să primească? Ce informații demografice despre ei dețineți? De exemplu, sex, vârstă, stare civilă, naționalitate, poate chiar și nivel de venit și așa mai departe. Dacă au donat anterior, de câte ori au donat, ce sumă și cam în ce perioada anului, este bine să cunoaștem. Din toate aceste informații vom agrega profilul abonatului, adică în engleză customer persona. Ca surse puteți folosi pentru a obține aceste informații formularul de înscriere, dacă ați inclus câmpuri adecvate, apoi Facebook, Google Analytics și sondaje online. Vom compune personalitatea destinatarului și aceasta ne va ajuta în realizarea campaniilor noastre. Pe baza concluziilor obținute din analiză, puteți segmenta lista de e-mail-uri în porțiuni mai specifice. Segmentarea aceasta are sens chiar și pentru listele mici, de exemplu câteva zeci de abonați. De ce? Pentru că duce la o mai bună personalizare, permite crearea de mesaje construite special pentru fiecare categorie. Mărește rata de deschidere a mail-urilor și rata de click, facilitează măsurarea rezultatelor campaniei în mod defalcat, prin raportare la diverse categorii de public și ne ajută să optimizăm campaniile prin identificarea factorilor care duc la succesul sau la insuccesul lor. Odată ce avem de analizat o porțiune mai restrânsă, este mai probabil că vom ajunge la concluzii mai precise. Cele mai utile segmente de listă se pot defini în funcție de interese și de preferințe de conținut. Spre exemplu, persoane care doresc să primească buletin informativ generic sau informații despre noile evenimentele organizației sau acțiuni caritabile, persoane interesate să cumpere produse și așa mai departe. Putem segmenta și în funcție de relații, în ce relații suntem cu abonatul, donatori, voluntari, simpatizanți, pot fi reprezentanți ai presei, beneficiari, este de la sine înțeles că nu vom trimite chiar aceleași mesaje tuturor acestor segmente, ci vom încerca să le personalizăm.
putem încerca să segmentăm și în funcție de vechimea abonaților pe listă, dacă aceasta este relevant pentru noi. De exemplu, abonați mai vechi de un an, abonați obținuți în intervalul 6 luni un an sau mai noi de 6 luni. Este indicat, cum spuneam, să construim câte un mesaj adaptat fiecărui segment de listă și vom vedea la pasul următor cum. În privința tehnicilor de comunicare în campaniile de email marketing, în primul rând, ce tipuri de campanii putem construi pentru ONG-ul nostru? Cele mai des întâlnite sunt cele de informare curentă, promovarea unui eveniment, strângere de fonduri sau recrutare de voluntari. Ce implică o campanie de email marketing? Implică, în principiu, trei pași. Documentare și planificare, încropirea unui calendar editorial și crearea newsletter-ului în sine. În pasul 1, documentare și planificare, pașii esențiali sunt să ne cunoaștem obiectivele în acord cu planul general de promovare a organizației și la sincron cu celelalte canale de marketing pe care le avem, de exemplu ce transmitem pe rețelele sociale și, bineînțeles, să fie în ton cu vremurile. De exemplu, în sezonul de iarnă vom transmite mai degrabă mesaje de strângere de fonduri pentru că este un sezon propice pentru donații. Să alegem un singur set de obiective, iar la fiecare ediție de newsletter ne vom concentra asupra unui obiectiv unic. Apoi, în planificare vom selecta destinatarii, liste sau segmente de liste și vom stabili mesajul sau povestea pe care vrem să o transmitem. Ne vom alege și un anumit ton, mai prietenos sau mai formal, și o estetică de ansamblu, dacă nu a fost deja făcut acest pas în alte acțiuni de promovare. Scopul este ca toate edițiile newsletter-ului să aibă un aspect unitar și consistent. Câteva întrebări ajutătoare în planificare, de exemplu, ce acțiuni vă doriți ca publicul organizației să îndeplinească în perioada următoare? De exemplu, să citească blogul organizației unde pot afla informații despre ultima campanie sau să completeze un formular 2%. Altă întrebare, ce înseamnă succesul campaniei? Cum definiți faptul că ați avut sau nu succes? De exemplu, vă propuneți să obțineți 25 de înscrieri ca voluntari pentru o acțiune de reîmpădurire a organizației dumneavoastră sau altele formulate după specificul ONG-ului. Dacă sunt lecții pe care le-ați învățat din acțiuni similare de promovare din trecut, ce resurse aveți pentru această campanie și cum prioritizați pașii pe care îi veți desfășura. După ce aceste etape inițiale au fost parcurse, este momentul să stabiliți pașii de acțiune specifici, pentru că o campanie poate și trebuie să cuprindă mai multe etape, care constituie tot atâtea ediții de newsletter. Și etapele care pot apărea sunt, odată, mesajul de bun venit, apoi mail de explicație în privința misiunii organizației sau de informare privind acțiuni curente, îndemn direct la acțiune, la donație, la participare voluntară și așa mai departe, reamintire în privința îndemnului și, la final, mulțumirea pentru sprijinul primit. Toate acestea este indicat să ocupe ediții separate din newsletter. În ce privește frecvența newsletter-urilor trimise, câteva reguli de bază sunt că le putem trimite în general înainte de o lansare, cam cu 3-5 zile înaintea unui eveniment, sezonier pentru încurajarea donațiilor, cu frecvență mai mare în decembrie, săptămânal sau bilunar pentru informare generică. Organizațiile non-profit trimit în medie 2-4 newsletter-uri pe lună. Campaniile speciale, de exemplu donațiile, pot să mai adauge câteva mesaje lunar și se poate ajunge chiar la 5-6. Orele optime de trimitere sunt în cursul dimineții, cam până la orele 9-10, deci până când destinatarii au ajuns la birou, au ajuns să-și deschidă căsuța de mail, ca mesajul să fie direct acolo. Aceasta în zilele lucrătoare, iar în weekend, în jurul prânzului este optim, pe la orele 12-13. Apoi, calendarul editorial.
este un document ajutător în care planificăm campania de email marketing și care de obicei cuprinde aceste informații. Intervalul în care vom desfășura campania, ce obiectiv avem, tema campaniei generale, tema ediției, adică newsletterul individual, poate apărea în linia de subiect, ce îndemn la acțiune folosim, call to action se mai numește, data și ora trimiterii și în ce stadiu suntem cu ediția respectivă, dacă este în lucru, dacă am programat-o sau am trimis-o deja. Acest calendar editorial poate fi mai simplu sau mai detaliat în funcție de necesități. Poate, de exemplu, să cuprindă și imagini sau link-uri pe care le vom folosi în newsletter-uri, etc. Și, de asemenea, pentru ușurință putem pune acolo și rapoartele statistice care vin după trimitere. Un model în limba engleză este aici. El poate să varieze foarte mult în funcție de ce vrem noi să transmitem și, bineînțeles, fiecare își organizează activitatea diferit. Vor reveni asupra acestui subiect chiar la final, când vom avea o temă chiar în jurul construirii unui calendar editorial pe baza unui model. Acum, despre anatomia unui newsletter. Sunt de discutat foarte multe, dar vom rezuma la elementele de bază pe care trebuie să le conțină și vom vedea apoi câteva exemple practice de newsletter-uri deja construite. Elementele generice ale newsletter sunt linia de subiect a mail-ului, deci cea care apare în căsuța de mail și cea pe care facem click. Preheader este textul acela introductiv care apare în partea de sus a corpului newsletterului. Conținutul scris, avem titlul general, avem intertitluri pe parcurs și diverse paragrafe. Pot apărea diverse vizualuri, care să fie fotografii, fie imagini grafice, animații și așa mai departe. Call to action-uri, butoane sau link-uri care îndeamnă la acțiune, profilurile sociale ale organizației și opțiuni de distribuire mai departe pe rețele, apoi datele de identificare în footer, deci în partea de jos a mail-ului de obicei, și opțiuni de dezabonare sau de modificare a preferințelor de conținut, tot în partea de jos, ca să lăsăm locul proeminent conținutului principal pe care îl transmitem. Aceste date despre organizație și profiluri sociale și opțiuni de dezabonare rămân de obicei constante în același loc în toate edițiile newsletter-ului. Dacă acestea au fost elemente care de obicei apar, ceea ce avem aici în față sunt elemente obligatorii pentru ca să nu riscăm catalogarea newsletter-ului nostru drept spam. Există o legislație internațională în acest sens și prevede utilizarea acestor opțiuni. În primul rând, în fiecare mail trebuie să apară clar o opțiune de dezabonare, să fie funcțională, iar dezabonarea efectivă a persoanei care a solicitat aceasta să se realizeze în cel mult 10 zile de la cerere. Apoi, trebuie ca identitatea expeditorului, deci a organizației, să fie enunțată explicit și recunoscutibil în câmpul from, deci în câmpul expeditor. Subiectul mail-ului să fie relevant și să aibă legătură cu conținutul mail-ului, deci să nu inducem în eroare, și să includem în final adresa fizică a organizației. Poate părea ciudat, însă este un indicator de încredere pe care trebuie să îl folosim. Aceasta fiind zise, pentru a începe crearea unui newsletter, dacă nu ați mai făcut până acum asta, este bine să porniți de la un fel de schiță a felului în care vă doriți ca newsletterul să arate, ce elemente să conțină și cum să fie aranjate în spațiu. O schiță poate să fie oricât de simplă și vedeți aici un model realizat în creion și hârtie, pe hârtie. Ne ajută să organizăm ideile pe care le avem de transmis și să dăm o formă întregului mesaj. În privința acelui dialog, acele implicări și engagement despre care vorbeam la început, există câteva tehnici prin care în campaniile de e-mail îl putem stimula. În primul rând, să încercăm să folosim legături
link-uri, la resurse externe. Să ne referim la subiecte de interes sau subiecte pe care le-am discutat anterior cu publicul, ori puncte de conexiune care trezesc familiaritatea și, bineînțeles, să includem call-uri to action, adică îndemnul la acțiune. De obicei sunt butoane, dar pot fi și link-uri cu formulări specifice și care transmit sentimentul urgenței. În privința call to action-urilor, este bine să le construim gradual către diverse acțiuni mai mici și mai mari pe care ni le dorim. Se numesc micro- sau macro-conversii. Micro-conversii, spre exemplu, pot fi vizitele pe site sau pe blog, iar macro-conversii, donațiile. Okay. În acest dialog despre care vorbeam, din cadrul lumei marketingului, bineînțeles că se implică și o parte de ascultare. În marketing, ascultarea activă a publicului vă poate ajuta să vă cunoașteți mai bine acest public și, bineînțeles, să rămâneți prietenoși. Reacțiile publicului la campaniile de e-mail pot fi diverse. Fie răspunsuri directe, pe care vi le dau prin reply-to, fie mai puțin directe, atunci când distribuie newsletter-ul pe rețelele sociale și fac diverse comentarii personale. Ori pot fi reacții chiar tacite, în care exprimă totuși atitudinea lor față de campanie, prin dezabonări, prin modificarea preferințelor de conținut și așa mai departe. Dacă la răspunsurile directe prin mail este indicat să replicați, la distribuiri rămâne de văzut. De obicei se interacționează doar dacă situația o cere și în mod cât mai discret. Iar în privința dezabonărilor sau actualizării preferințelor, putem doar să tragem concluziile de rigoare pentru a ne adapta viitoarele campanii. Deci este în principiu vorba despre tact. Există un set de principii, 7 la număr, principii ale lui Socrate pentru o comunicare eficientă, care sunt foarte potrivite și în ce privește email marketingul. Le-am extras din cartea lui Ronald Ross, pe care vă recomand, se numește Socrates' Way și care se aplică în foarte multe domenii din comunicare și promovare online. Principiile sunt: cunoaște-te pe tine însuți, pune întrebări mari, gândește independent, pune la îndoială convențiile, crește alături de semnii tăi, deci de comunitate, spune întotdeauna adevărul și puneți în valoare calitățile. Aceste principii vă vor ajuta pe dumneavoastră să vă formulați propria poveste și ar fi bine să guverneze întreaga comunicare online a organizației. Acum vom trece pe scurt prin câteva exemple de newsletter-uri din lumea ONG. Ele sunt preluate din galeria MailChimp, pe care o puteți explora, cuprinde o sumedenie de exemple frumoase pe care le puteți utiliza ca inspirație și vom vedea cum arată. Spre exemplu, un newsletter de informare curentă. Vom lua doar câte un exemplu din fiecare. Atunci când veți primi dumneavoastră prezentarea, dacă doriți, puteți să treceți și prin celelalte. Vedem aici newsletterul celor de la Milkshake, o organizație din spațiul vorbitor de limba engleză, care se ocupă cu sprijinirea copiilor din Rwanda cu ajutorul artei. Vedem aici că avem în partea de sus, deci în free header, logo-ul organizației și sloganul care o definește. Avem un banner prin care vor să incite la a obține follower pe Pinterest, deci vizitator pe profilul de acolo, și avem titlul general al newsletter-ului, urmat de conținut vizual și de diverse elemente de text. Aici, în partea de sus, avem profiluri sociale pe care le deține organizația și îndemnul de a invita un prieten să se înscrie la newsletter. Ok? În partea de jos avem call to action la acestui mail, care nu este buton, ci este un simplu link. Nu este o bună practică, dar se mai utilizează și așa. Este un link care trimite la pagina unde ei oferă informații despre cum te poți implica. Tot în partea de jos avem butoane de distribuire din nou,
și câteva informații de identificare a organizației, precum și opțiunea de dezabonare. Okay? Ce privește invitația la un eveniment sau promovare de eveniment, un exemplu minimalist, dar zic eu foarte eficient, este acesta de la US Green Building Council, în care au inclus și o animație pentru engagement sporit și în care transmit foarte bine simțul urgenței prin menționarea intervalului de timp care a mai rămas până la expirarea perioadei în care ne putem înscrie la webinariile pe care ei le organizează. Call to action-ul este un buton mare și verde care ne permite să ne înregistrăm și, bineînțeles, la bază, aceste detalii de identificare. Un newsletter pentru stimularea donațiilor. Se încapă puțin greu, dar nu dăm minute, poate chiar secunde la fel. Okay. Este tot un newsletter minimalist în care avem prezentarea ofertei editoriale a acestei organizații care colectează donații prin vânzarea de cărți. Vedem că textul este puțin spre deloc și avem un call to action foarte mare în partea de jos. Okay. Iar pentru recrutarea de voluntari, căile de acțiune sunt diverse. În acest caz, spre exemplu, avem un meniu în cadrul newsletterului, o colecție de linkuri în partea de sus, care includ linkul de Act Now, adică implică-te acum, ce trimite la pagina lor de recrutare de voluntari. Și mai departe avem diverse vizualuri în care ei își spun poveste. Ok. Deci, ați observat că în mai toate exemplele se repetă anumite elemente, de exemplu, opțiunile de distribuire socială, conținutul specific și datele de identificare ale organizației. Urmând ca fiecare organizație să-și spună propria poveste prin vizualuri specifice și, bineînțeles, text. Ok, trecem mai departe. Mai avem foarte puțin despre principii de scriere și formatare. În ce privește conținutul newsletterurilor, cuvântul de ordine este spuneți-vă povestea care vă definește. Oamenii vor să afle ce v-a impulsionat să începeți, care este scopul, care este misiunea dumneavoastră nobilă și cum se pot implica alături de dumneavoastră într-o cauză superioară care interesează în mod direct. Fiți cât mai personal și autentic și puneți accentul pe modul cum un pas mic din partea susținătorilor poate să facă o diferență mare pentru beneficiari. De obicei, un newsletter reprezintă un obiectiv. Construiți-vă întotdeauna mesajul în jurul unui singur obiectiv al organizației, deși, după cum am văzut înainte, sunt ONG-uri care aleg să transmită mai multe îndemnuri la acțiune. Cel mai eficient este să ne canalizăm eforturile spre unul singur într-o ediție. Transpuneți cititorii în lumea dumneavoastră cu ajutorul resurselor vizuale și scrise pe care le aveți la dispoziție. Comunicarea apoi organizației pe canalele digitale, inclusiv e-mail-ul, ar trebui să păstreze un caracter majoritar informativ, deci păstrăm promovarea la minimum, ea să fie subînțeleasă, să fie implicită prin mesajul informativ transmis. Setați așteptările de la început și adaptați-vă comunicarea la ele. Spre exemplu, nu toți abonații pot fi donatori, dar tot pot fi urmăritori și susținători, pasivi sau activi, în alte moduri. De exemplu, la o adică poate vor dori să fie voluntari. Segmentați lista, după cum spuneam mai devreme, și trimiteți mesaje cât mai relevante pentru fiecare categorie, neapărat în concordanță cu mesajul transmis la înscriere. Folosiți o exprimare cât mai clară și succintă și cu accent pe simțul urgenței. Faptul este că fiecare persoană primește în medie vreo 76 de e-mail-uri pe zi, deci vedem cât de important este să fim cât mai conciși pentru a atrage atenția. Subiectul mail-ului să fie cât mai concis și atractiv la rândul lui. Regula este să fie maximum 40-50 de caractere cuprinse acolo. Deci scurt și captivant. În
în privința stilului de formulare, important este să fim coerenți ca stil, fie când alegem o abordare mai conservatoare, fie mai creativă sau mai îndrăznată. Personalizați cât de mult, folosiți orice perimetru de conținut care este cuprins într-un newsletter, deci dacă folosiți, de exemplu, un șablon pe care vi-l oferă o platformă de email marketing, veți vedea acolo marcate zonele pe care le puteți utiliza pentru a îngloba text sau imagini. Este bine să nu le lăsați goale pentru că sunt toate prilejuri de a fi citiți și de a fi remarcați, inclusiv cel din preheader, cel de sus, care se observă încă dinainte de a deschide sau de a face click pe link-ul email-ului. Inserați butoane de distribuire socială și de accesare a profilului organizației și, încă o dată, fiți cât mai autentici. Aici avem de la Campaign Monitor o listă de câteva cuvinte pe care au constatat ei printr-un studiu că este bine să le folosim pentru linia de subiect și în conținut pentru a crește rata de deschidere. Aici vedem că folosirea numelui personal al abonatului, după cum spuneam, deci personalizarea, adresarea directă, este formula cea mai benefică. Crește cu 14,6% rata de deschidere și diverse alte cuvinte care ne ajută. Încep privește designul. Primul principiu este să folosiți grafică profesionistă și fotografii de calitate. Dacă preluați imagini de stoc, alegeți-le în așa fel încât să nu aibă aspect generic, pe cât posibil să nu mai fi fost văzute înainte pe alte site-uri. În principiu, o fotografie autentică ce surprinde un moment real din viața organizației, fie că, să zicem, este un grup de voluntari la treabă sau o vedere din birou sau o imagine cu materialele de campanie, pot spune că valorează mai mult decât 100 de poze de stoc. Nu vă faceți griji dacă nu sunteți fotografi profesioniști. În ziua de astăzi, chiar și o poză făcută cu telefonul poate să aibă un foarte mare impact dacă spune povestea care trebuie. În principiu, impresia de ansamblu să fie cât mai aerisită, un email ca să putem să-l lecturăm ușor. Folosim spațiul alb în jurul elementelor importante ca să atragă atenția, includem logo-ul organizației și alte elemente de identitate vizuală. În privința call to action-urilor, preferăm butoanele și nu link-urile, după cum spuneam, pentru că sunt mai ușor de accesat și de pe mobil. Folosim paragrafe cât mai scurte, ca să lăsăm cititorul să parcurgă cât mai rapid newsletter-ul și, ideal, folosim un design de newsletter compatibil cu mobilul. Majoritatea platformelor pentru email marketing oferă șabloane de mail-uri care sunt din start responsive, deci compatibile pe mobil, așa că nu trebuie să vă faceți griji pentru asta. În privința call to action-urilor, ele sunt diverse, pot fi donează acum, participă la campanie, cu semnul exclamării sau fără semnul exclamării la final. Important este să fie puternice, adică să atragă atenția prin formulare și prin aspect, să transmită acel sentiment al urgenței, deci acționați acum pentru că acum este cel mai bun prilej. Nu uitați de mesajul nostru. Apoi, important este să fie vizibile aceste call to action, cum spuneam de multe ori, mai bine buton decât link, să se potrivească ca și culoare, ca și ton cu restul conținutului din newsletter și să aibă un text bine ales, cât mai inspirat. De exemplu, susține organizația noastră astăzi, ajută o persoană defavorizată acum, implică-te acum, semnează petiția și așa mai departe. După ce am trimis campaniile de email marketing, este momentul să și măsurăm rezultatele pe care le-am atins și să le evaluăm cumva. Și pentru aceasta avem la dispoziție un set de metrici, unele oficiale, unele mai puțin oficiale. Printre cele formale avem open rate-ul, rata de deschidere, apoi click-through rate-ul, rata de click, vorbeam despre ele la începutul webinarului, numărul de abonați câștigați sau de dezabonări, vizitele trimise prin newsletter pe site, conversiile obținute, deci de la vizite la o acțiune pe care ne dorim și return on investment. Profitul pe care l-am obținut, spre exemplu, în donații, prin trimiterea newsletter-ului.
Este însă bine să urmăriți și anumite metrici mai puțin oficiale, cum ar fi reacțiile pozitive sau negative exprimate de abonați, semnalele implicite prin forward-uri, prin distribuiri sociale, prin, Doamne ferește, plângeri de spam dacă există și așa mai departe. Și sărim la ultima întrebare pentru dumneavoastră, dacă doriți să ne amintim puțin cum ar trebui să fie un call to action, despre care spuneam acum trei slide-uri. Sunt posibile la această întrebare mai multe variante de răspuns. În două secunde vom avea rezultatele votului și vom concluziona tot discursul de astăzi. Ok, vă mulțumim pentru răspunsuri. Ați ales corect. Cel mai important este să transmită sentimentul urgenței, să se potrivească cu ansamblul și mai puțin să fie scris cu litere mari sau să aibă foarte multe semne de punctuație. Ok, mai departe, tot în teritoriul metricilor din mail marketing, avem acești indicatori de performanță sau KPI-uri. Abrevierea vine de la formularea în engleză Key Performance Indicators. Deci care sunt indicatorii de performanță pe care îi urmărim de obicei? Mai exact, cam în ce intervale trebuie să se situeze metricile noastre? Din câte am constatat până acum, în ceea ce privește rata de deschidere, orice în intervalul de la 5% la 30% este bine. Deci dacă obțineți așa, sunteți acolo unde trebuie. Peste 30% până la 100% mai rar se întâlnește și dacă aveți felicitări, este excepțional. În ce privește rata de click, bineînțeles, întotdeauna va fi mai mică decât rata de deschidere. Sunt persoane care deschid și doar privesc fără să facă click pe undeva. Ea cam variază de la caz la caz. De aceea nu voi da aici un anumit procent. Este necesar ca dumneavoastră să testați, deci să trimiteți mai multe ediții și să vedeți cam de unde vă situați, după care să vă stabiliți propria dumneavoastră linie, firul roșu care vă definește. De exemplu, poate că aveți un nivel de click de 1,3% în timpurile bune. Vă ghidați după el. Return on investment-ul trebuie să fie pozitiv. Dacă am pierdut bani prin campaniile de email marketing, nu am făcut treabă bună, evident. Dar aceasta se va întâmpla rareori sau poate chiar niciodată, mai ales dacă folosiți platforme de email marketing pe planul gratuit. Reacțiile, bineînțeles, cele obținute să fie pozitive pe cât posibil, iar cele negative să fie la un minimum sau zero. Când e bine să verificăm rapoartele, indicat nu e să stăm mereu cu ochii pe metrici încă din prima secundă a trimiterii newsletter-ului, pentru că, bineînțeles, trebuie să dăm timp oamenilor să-l deschidă și metricilor să se definească. De aceea, în ce privește indicatorii formali, rata de deschidere, rata de click, cel mai bine este să lăsăm cel puțin 2 zile până la o săptămână de la trimiterea newsletter-ului. Sunt persoane care deschid odată la câteva zile căsuța de mail. Iar în ce privește reacțiile exprimate direct, e bine să le urmărim pe cât posibil în timp real, pentru că dacă este necesar un răspuns direct, va trebui să fim prompți. Și publicul nostru va aprecia viteza răspunsului. Ok, vă las acum cu câteva resurse pentru email marketing. Veți găsi în această listă diverse publicații online. Veți găsi și o carte a lui Seth Godin, cel care a instituit termenul de permission marketing. Este chiar cartea care detaliază despre ce este vorba cu el. Și aici veți avea ocazia să descoperiți și diverse exemple din lumea ONG-urilor, exemple de bune practici. În ce privește conținutul vizual pe care spuneam că indicați să-l folosiți în newsletter-uri, sunt câteva site-uri
de grafică și de fotografii, de unde puteți prelua gratuit. Și cele pe care noi le folosim cel mai frecvent sunt acestea. Pixabay și Pexels pentru imagini, fotografii și grafică abstractă și Flatiron pentru pictograme. Ok, am încheiat conținutul și am ajuns la partea de temă pentru acasă. Nu ne-am putut decide care dintre două subiecte este cel mai potrivit pentru tema dumneavoastră, de aceea am decis să le lansăm pe ambele și să vă rugăm să alegeți fie tema 1, fie tema 2. După cum simțiți, aveți nevoie, aveți timp și alte resurse. Astfel că tema numărul 1 este legată de calendar editorial. Pentru email marketing, iar tema numărul 2 este merge pe crearea unei schițe efective de newsletter. La punctul 1, vă provocăm să vă creați propriul dumneavoastră calendar editorial pentru email marketing, folosind ca punct de pornire tabelul pe care vi l-am pus la dispoziție la acest link, la această adresă. Este un tabel necompletat, are doar capul de tabel și coloana din stânga, iar ca dumneavoastră să-l puteți folosi, este nevoie să faceți pașii de aici, care apar îngroșați. Să faceți click pe file, sau dacă aveți în română Google Drive pe fișier, make a copy, faceți o copie și după aceea puteți să lucrați pe copia pe care o obțineți. Ceea ce vă rugăm este să selectați un obiectiv, sau mai multe obiective ale campaniei, dintre cele enunțate la începutul webinarului și să vă gândiți la ce newsletter-uri ați trimite pe tema acestor obiective. Includeți cel puțin două ediții de newsletter în intervalul de referință. Acum că le veți trimite efectiv sau nu, rămâne la latitudinea dumneavoastră, dar considerăm că este un exercițiu util pentru a vă organiza în primul rând ideile și apoi strategia de promovare prin email. Iar tema numărul 2 este invitația de a vă crea chiar o schiță de newsletter pentru organizația dumneavoastră, care să cuprindă elementele de bază despre care noi am discutat. O zonă pentru conținut scris, pentru vizualuri, forma și poziția butoanelor de call to action, poziția profilurilor sociale, opțiunilor de distribuire mai departe și a datelor de contact, cât și opțiunile de dezabonare. Deci nu este nevoie să scrieți efectiv newsletter-ul sau să puneți acolo imaginile, ci doar să schițați forma pe care o va lua fiecare element, unde se găsește titlul, unde apar paragrafele de text, imagini, call to action și așa mai departe. În paranteză fie spus, dacă dețineți deja un newsletter și îl folosiți, îl trimiteți pentru organizația dumneavoastră, nu mai este necesar să realizați o schiță, ci puteți doar să optimizați modelul pe care îl folosiți deja în acord cu principiile despre care am discutat, principii de conținut și de design. Instrumente care vă pot ajuta la realizarea acestor schițe sunt aici sugerate câteva. Dacă preferați versiunea online, aveți Sketch.io sau Google Drawings. De asemenea, dacă lucrați deja cu o platformă de email marketing, veți găsi acolo șabloane, template-uri predefinite. Sau dacă sunteți o persoană mai DIY, puteți să folosiți creionul și hârtia cu succes. Vă dorim mult spor, mult succes în toate acțiunile dumneavoastră de email marketing. Eu sunt Laura, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și îmi cer și scuze pentru că v-am ținut un pic peste timpul prevăzut. Ne putem regăsi pe aceste profiluri sociale sau, dacă doriți, oricând trimesc cu drag mail-uri la adresa laura@controlliniuțad.ro. Mulțumim, Laura! Acum vom lua câteva întrebări din partea participanților. Prima întrebare, dacă este indicat să avem logo-ul organizației în partea de sus a newsletter-ului sau nu este obligatoriu? Dacă e bine să avem un header identic la toate newsletter-urile trimise? Da, la partea a doua răspund ferm da. Este de obicei indicat să aveți un header identic pentru că creați o retenție. Publicul își va aduce aminte de dumneavoastră mai ușor dacă la fiecare ediție vede aceleași elemente în același loc.
Acum, logo-ul poate să fie pus în principiu nu doar în partea de sus, ci și altundeva, de exemplu în laterală sau pe parcurs, dacă secționați newsletter-ul în mai multe părți distincte, sau chiar și în partea de jos. Noi la Control D îl punem și în partea de sus și jos. Deci chiar nu există o regulă pe partea asta, atât doar că cel mai bine este să-l aveți undeva în primul fold, deci în primul ecran pe care îl vede omul înainte să dea scroll jos. Mulțumim. O altă întrebare. Care este, în opinia ta, cel mai puternic instrument de email marketing? Platformă sau un soft? Deci vorbim despre instrument prin care ne putem crea campanii și trimite newsletter-uri. Păi am avut ocazia să lucrez cu vreo 5 dintre ele și îl prefer pe cel pe care l-am și menționat, prefer MailChimp, pentru că este foarte intuitiv, oferă o sumedenie de șabloane, este foarte ușor de personalizat și este cel care permite cele mai multe lucruri pe planul gratuit. Acum depinde și de obiectivele pe care le aveți, spre exemplu, dacă aveți nevoie de gestionarea unor liste mai mari și le sincronizați direct de pe server, poate că alte servicii vă sunt mai utile, spre exemplu StreamSense sau Sendy de la Amazon și așa mai departe. Mulțumim. Dacă poți să ne spui care sunt câteva avantaje și dezavantaje dacă, în loc să folosim un serviciu de tipul MailChimp, trimitem newsletter prin serverul propriu. A, sigur că da. Prin serverul propriu se poate trimite cam la fel ca printr-un serviciu online, doar că va trebui să facem totul cu mâna noastră. Adică veți avea nevoie de o machetă de design pe care să o transpuneți în format HTML, deci veți avea odată la îndemână un designer și apoi ajutorul unui developer. Și pe urmă va trebui ca în tot dumneavoastră să extrageți datele privind utilizarea acelui newsletter. De exemplu, rata de deschidere, rata de click. Acestea sunt elemente pe care doar un developer le poate desluși în cazul în care nu folosiți o platformă. Și deci îngreunează puțin procesul, dar bineînțeles este posibil. Ceea ce nu recomand este crearea newsletter-urilor în Word sau în Google Drive și apoi copy-paste la o listă pe care să o includeți în CC sau în BCC. Aceasta nu se mai practică. Mulțumim. Mai luăm o singură întrebare acum. Adresele bounce se elimină deja după o singură respingere? Depinde de platformă și de opțiunile dumneavoastră, bineînțeles. În general, nu. În general, se așteaptă să se trimită cel puțin 2-3 ediții, după care se trage o concluzie sau se setează un interval recurent. Spre exemplu, la 6 luni se elimină adresele care nu au fost responsive. Dar, din nou, depinde de platformă și de opțiunile dumneavoastră. Este bine să fiți mai răbdători în ceea ce privește bounce-urile, adică o adresă poate să nu dea un bounce corect din prima. Deci testați cel puțin de 2 ori, ar fi recomandarea. Mulțumim. Orice întrebări mai aveți sau întrebări care au rămas nerăspunse, le așteptăm și pe mail sau puteți să le adresați direct Laurei pe mail. Mulțumim mult, Laura, pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi, iar vouă vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea Laurei și cu tema provocarea webinarului. Mă grăbesc acum să închid webinarul repede pentru a porni acel formular de feedback cu care câțiva dintre voi v-ați obișnuit deja. Mulțumim, la revedere, Laura! La revedere!